Florin Salam este implicat într-un mega scandal. Soacra artistului ar fi plătit 10.000 de euro ca să fie bătut cumnatul lui Salam. Cel puțin asta acuză fratele fănicăi, adică cumnatul lui, care s-ar teme pentru viața sa. Despre acest subiect voi discuta cu invitatul meu, Sorin Ovidiu Bălan. Bine ai revenit, Sorin! Să rămână, bună ziua! Iar acum o legătură directă cu noi este Florin Albu. Bună ziua, Florin! Să rămâne, doamna Mirela, și salut pe toată lumea care este alături lângă dumneavoastră în platou. Da, ceea ce am auzit acum de la dumneavoastră, așa este, este adevărat. Ce păi stai să luăm un pic cu începutul. Că... Deci tu ești fratele fănicăi, Dumnezeu să o ierte. Astăzi ar fi fost ziua ei? Dumnezeu să o odihnească. Da, astăzi ar fi împlinit vârsta de 38 de ani. Mamă, ce tânără, Dumnezeu să o ierte, da. Florin, cu toate astea, înțeleg că tu nu ai rămas în relații foarte bune cu familia lui Florin Salam sau cu actuala lui familie, cu Roxana Dobre, cu mama acesteia. În ce fel de relații sunteți voi? Ca să vă spun sincer, mă cunosc cu această familie dinainte să cunoască Roxana cu domnul Florin Salam, cu fostul cumnat al meu. Eu eram foarte bun prieten cu tatăl Roxanei, soțul lui, mama lui Roxana. Dumnezeu să-l odihnească și pe el, că nu mai este printre noi. Era un om extraordinar, un om bun. Ce să vă spun? Păi și dacă tu îi cunoșteai dinainte și înseamnă că erați prieteni, care... ce s-a întâmplat între timp? De ce spui că te simți amenințat de actuala soacră a lui Florin Salam? Deci eu am avut o discuție, o ceartă cu cumnatul meu, cu Florin, că chiar dacă nu mai este sora mea, ne leagă copiii care sunt. Copiii lui Florin sunt și copiii lui sora mea și sunt nepoții mei. Au ceva din sângele meu. Am avut o discuție, o ceartă cu Florin vis-a-vis din cauza lui sora sa, lui soția lui domnul Fabian, care știm cu toții că este cumnatul lui Florin Salam. Și am mai spus o vorbă care la nervii spui, care poate nu trebuia să mă bag în situația asta, că n-aveam niciun rol. Dar la nervi mai spui câte una, câte alta, când auzi câte ceva, când știi câte ceva, ca să la nervi spui. Și probabil pe mamei Roxana a durut-o adevărul, pentru care eu nu trebuia să vorbesc chestia asta, că cred eu că nu aveam nicio legătură să vorbesc. Dar tu când ai spus ceva despre sora lui... Și... Tu când ai spus ceva despre sora lui Salam, avea vreo legătură cu actuala soție a lui Florin Salam, cu Roxana? Mai spuneți o dată? Când tu i-ai spus ceva surorii lui Florin Salam, da, mă auzi? Da, vă aud acum, vă aud. Deci când spui că tu ai zis ceva la nervi, ceva ce nu trebuia să-i spui surorii lui Florin Salam, ai jignit-o involuntar și pe soția lui Florin? Nu, nu. Și atunci de ce s-a supărat soacra lui Florin Salam? Soacra lui Florin Salam s-a supărat pe mine din cauza că am spus o vorbă vis-a-vis când am avut cearta cu ginerele ei, cu Florin Salam. Nu are legătură soacra lui Florin Salam cu sora lui Florin Salam. Am înțeles. Bun, și de la atâta lucru, de la o ceartă în familie, cum se mai întâmplă în atâtea familii, să se recurgă la astfel de amenințări? De la o vorbă, da. Păi, nu știu eu ce pot să mai spun, doamna Mirela. Dacă așa a putut să gândească și atâta răutate în inima ei ca să poată să-mi facă un rău în așa fel, norocul meu care a fost de la Dumnezeu, că la cine a apelat tocmai era un prieten foarte bun de-al meu care am copilărit cu el, ea n-a știut că acel băiat la care a apelat ea e foarte bun prieten cu mine. Dar stai să o luăm cu începutul, că cei de acasă nu știu. Totuși... Ce a făcut soacra lui Florin? Ce ți-a făcut? Da. Adică ce ai aflat? Ce s-a întâmplat? Să spun sincer, acum eu am mai spus chestia asta, nu are rost să mai spun acum ce am spus. Poate și ea știe destul mai bine ce a fost și ce n-a fost. Stai un pic, păi vreau să... Stai, Florin, păi ne-ai adus până aici.
publicul nu știe. Eu știu că sunt, am documentarea de la colegii mei, dar publicul nu știe. Hai să înțeleagă și cei de acasă. Tu ai primit un mesaj de la un prieten de-al tău. Da. Are Sorin acel mesaj, da. Nu putem să-l arătăm la televizor pentru că este destul de dur, adică e o amenințare cu bătaia, da? Un mesaj... Așa, băiatul care m-a sunat, scuzați-mi. Așa. Neapărat cu bătaia. Spuneți. Deci un mesaj care ar fi fost primit de prietenul ăsta al tău, de la soacra lui Florin Salam, prin care, asta deduci tu, el ar fi rugat pe prietenul ăsta al tău să te... răcorească, o să vedem că e o figură de stil acolo, și tu spui că i s-ar fi propus și suma de 10.000 de lei. Iar acest prieten, de fapt, era ție prieten vechi și a venit și ți-a zis, băi, vezi că soacra lui Florin vrea să pună pe cineva să te bată și să și plătească pentru asta. E adevărat? Foarte adevărat, da, a venit la mine, se vede și în plintare acolo că la un moment dat băiatul nu știa despre ce e vorba și a spus să nu-i mai scrie acolo, să-l sune. S-a vorbit 14 minute și o secundă la telefon cu acest băiat. La care soacra lui Florin cu acest băiat. El, băi, vreau să vorbesc. Da, da, mama e Roxane. Și ar fi vorbit cu el că s-o rocorească pe ea cu, în legătură cu fostul cumnat al lui Ginerisu, s-o rocorească mai departe. Se pare chiar să mă bată. Deci să mă bată că e dispusă să plătească, numai să se rocorească ea. Ia zi, Sorin, vrei tu să citești mesajul? Cred că e mai degrabă o chemare la strand, apropo de vreme. Ia citește tu mesajul, te rog. Deci Farfui, Farfui este prietenul dumitale, nu? Da. Da, asta e o poreclă la băiat. Zice așa, Farfui, fratele meu. Da, ne pregătim ca pe marți. Vreau să te rog ceva, spune doamna. Sigur, cu mare drag. Vreau să mă răcorești într-o problemă, te rog. Aici cred eu că intervine ștrandul. Mai bine nu mă suni, zice Farfui. Să nu mai scriem aici. Soacra, vreau să pui mâna pe fostul cumnat al lui Ginerii meu și să mă răcorești, te rog. Pot să o faci. Și aici se termină video chat. Și în, lasă în chat. Cele 14 minute de... În acele minute, 14 minute de WhatsApp, ce au vorbit 14 minute despre cum să te răcorească sau despre ce au vorbit? Deci... Da, deci m-am întâlnit cu persoana respectivă care îi mulțumesc din suflet și că m-a anunțat și mi-a spus și mi-a zis așa, vezi mă, ferește-te că vrea să te pună bine, vrea să te bagi în spital, vrea să plătească, să te vadă omorul cu bătaia, să pună pe cineva să te bată. Tu ai probe că i s-ar fi oferit această sumă de 10.000 de euro prietenului tău ca să te răcorească? Farfui. Mai mari probe de vorbit de 14 minute și o secundă după aia și a dat seama să-l sune, că așa a zis băiatul. Da, dar tu ai auzit această conversație? Tu ai auzit această conversație? Adică asta a înregistrat? Nu, omul nu și-a dat seama să înregistreze, că nu este în caracter. Doar m-am întâlnit cu el față în față și mi-a spus, vezi, bă, ferește-te că ai și tu doi copii, ești un băiat amărât de rând. Ferește-te că uite lumea ce înseamnă. Când ai bani, ai putere, poți să faci ce vrei cu banii. Cu banii ai foarte mare putere. Mi-a spus verbal. Asta nu mai am înregistrarea. Nu și-a dat nici el seama să că cum mi-a trimis printarea, așa putea să-mi trimeată și înregistrarea. Dar spune-mi, te rog, Florin, tu ai recunoscut de pe WhatsApp acela chiar este numărul soacrei lui Florin Salam? Of, să vă spun sincer, nu știu dacă, nu m-am uitat dacă este numărul ei acolo, dar mai mult ca 100% este ea siguranță, pentru că era prieten cu acest băiat. Îl știe și Roxana destul de bine, era și el prieten cu tatăl Roxanei, cu soțul, cu domnul Fane, bărbatul lui mama lui Roxana. Ai fost la poliție? Da. Am fost la poliție, am dat o declarație, precum să, că dacă pățești ceva, să știe cine, că eu n-am dușman, n-am făcut rău nimănui, nu m-am bătut niciodată cu nimeni, nu m-am certat cu nimeni. Poate că dacă am zis și o vorbă, acum nu trebuie să, că toată lumea mai greșim verbal cu un cuvânt sau ceva. Cu toate că eu nu, ceea ce am vorbit, eu nu vorbesc
din burtă sau să am ceva cu cineva. Atâta că nu era treaba mea să vorbesc vorba asta. Nu că nu ce s-a auzit și ce se vorbește. Dar pentru niște vorbește. Vorbe, Florin, în cineva fine, ar putea plăti să fii bătut până ajunge în spital, crezi tu? Adică ar fi capabilă mama Roxanei Dobre doamna, să facă asta? Doamna Mirela, haideți să vă spun ceva. Eu dacă aud o discuție ceva despre mine și vorbește cineva despre mine o chestie, eu ies și fac public și spun, bă, ce are ăla, e un nebun, vorbește de adresa mea, n-are ce face. Un om care nu se simte pătat și nu se simte vinovat, n-are cum să mai dea o sumă de bani degeaba. Pentru ce dăm o sumă de bani degeaba dacă nu e durerea și nu e un adevăr? Un om se supără foarte tare când îi spune cineva adevărul, doamna Mirela. Adevărul, adevărul doare cel mai tare, doamna Mirela. Credeți-mă ce vă spun. Pune mie, Florin, tu ai sunat-o pe Roxana sau pe Florin Salam să le spui despre această amenințare cu bătaia? Doamna Mirela, haideți să vă spun, eu spun totul adevărul. Nu-mi place să mint și nici nu pot să mint. Confruntarea am avut o chestie, că asta nu v-am spus-o dumneavoastră, vă spun și dumneavoastră. Acum, să zic că e 10-12 zile, m-am dus cu soția mea undeva la un restaurant să angajeze ca ajutor de bucătară pe Olteniței, da, la postul Hotel Agnes, da, acum se numește Corvan. Nu, așa, să nu ne mai dăm detalii, bun. Așa, bine, bine. La care acolo m-am întâlnit cu mamei Roxanei, cu doamna Melania, cu încă două femei și un bărbat. Și când m-a văzut acolo, s-a ridicat în picioare să-mi dea cu scaunul în cap. Mi-a băgat mâna în cap, mi-a luat șapca din cap și a început să mă înjure foarte urât, cum să vă spun, asupra sorei mele, Fănica. Ce legătură are Fănica între noi? Asta vreau să spun, că are și ea pe cineva, mă, Roxana are și ea pe tata lei. I-am luat direct, acolo am fost să cer camerele, din păcate nu pot să-mi dea patronul, că este prieten foarte, foarte bun cu cumnatul meu, Florin. Și l-aș ruga foarte mult, poate vede și el că acum știu 100% că este la cântare, să ducă, că e prietenul lui patronul, să vadă ce a făcut soacra lui, să nu creadă că vorbesc nimic, că el are putere să vadă acolo filmările. Și cum pomenește și cum înjură aburul, Coliva și numele surorii mele. Dumnezeu să o vadă că are și ea pe soțul ei mor și eu nu mi-am permis, puteam să aduc și eu răspunsurile ei înapoi să-i dau în jur, dar nu m-am pus la mintea ei. Dintre care soția mea a zis, da, ție nu-ți e rușine să vorbești în halul ăsta, să înjuri. A sărit un pic la ea soția mea și am pus mâna pe soția mea și am dat-o la o parte, zic, hai să mergem de aici. Și după